Salut tuturor, eu sunt Gurmete și astăzi vă arăt cum pregătesc eu o ciorbă de cartofi de post, o ciorbă fără gluten, asta pentru că nu folosesc borș. Pentru această ciorbă vom avea nevoie de 1,5 kg de cartofi, de un pastârnac, 2 morcovi, o ceapă mare, 2 fire de praz numai partea albă, niște tije de țelină sau țelină rădăcină, ulei, sare și bulion. Într-o oală puneți la încălzit 3-4 linguri de ulei, apoi adăugați toate legumele tăiate, mai puțin cartofii. Apoi adăugați și sare, amestecați și lăsați legumele să se călească la foc mediu 5-6 minute. În timp ce legumele se călesc, puneți separat la încălzit, într-o crăticioară separată, apă proaspătă. După 5-6 minute, după ce legumele s-au călit, adăugați apa fiartă. Lăsați să fiarbă legumele cam 10 minute. Între timp, curățați cartofii. După 10 minute, adăugați cu grijă și cartofii în oală. Mai adăugați apă caldă, astfel încât nivelul apei să fie cam 2-3 degete peste cartofi și puneți capacul și lăsați totul să fiarbă la foc mediu pentru 30 de minute. După 30 de minute, adăugați și bulionul. Eu am folosit o singură lingură de bulion. Dumneavoastră puteți să adăugați mai mult sau mai puțin, în funcție de preferințe. Bulionul poate fi înlocuit cu suc de roșii sau chiar roșii proaspete tocate. După ce ați amestecat bine și bulionul, gustați și potriviți de sare. Apoi lăsați să mai fiarbă cam 10 minute, până când cartofii sunt bine fierți. La sfârșit, adăugați și verdeață, în funcție de preferințe. Cele mai potrivite ar fi tarhonul, pătrunjelul și chiar mărarul. Eu am folosit pătrunjel de această dată. Amestecați și apoi opriți focul pentru că ciorba dumneavoastră este gata. Serviți această ciorbă ca și mâncare de post, alături de o pâine bună și de oameni dragi la masă. Dacă preferați o ciorbă mai acră, atunci puteți folosi zeamă de lămâie, zeamă de varză murată și, de ce nu, chiar zeamă de la castraveții murați. Iată aici, eu am folosit zeamă de varză murată pe care nu am încălzit-o, ci am pus-o direct în ciorbă. Eu vă doresc spor la gătit și poftă bună!